Vă salut, dragi prieteni! Bun găsit la un nou documentar! Pentru astăzi v-am pregătit informații despre o plantă care salvează inima și combate anxietatea. Se spune despre ea că este cel mai bun prieten al inimii. Este una dintre plantele tămăduitoare care se culeg în luna iunie. Vorbim despre păducel, recunoscut pentru beneficiile sale asupra sistemului cardiac. Încă din vremuri străvechi, păducelul era cunoscut pentru proprietățile sale terapeutice, confirmate și reconfirmate de medicii timpului, începând cu învățații antici Galenius și Dioscorides. În Evul Mediu, chimistul Paracelsus introducea florile și frunzele de păducel în celebrele elixiruri de tinerețe și de viață lungă. În toate țările Europei și ulterior în întreaga lume, păducelul a devenit cunoscut ca planta vieții sau a tinereții veșnice, având aceleași virtuți ca și ginsengul la asiatici. Specialiștii francezi numesc preparatele din păducel laptele bătrânilor, ca o aluzie la florile albe ale plantei și la proprietățile tămăduitoare excepționale constatate la persoanele vârstnice, cu inima șubrezită. De aceea, bătrânii francezi beau zilnic cel puțin un ceai de păducel, convinși că le prelungește viața cu minimum 10 ani. În România s-a păstrat o veche tradiție, transmisă încă de la daco-romani, care omagiază proprietățile miraculoase ale păducelului. Se spune că la sărbătorile primăverii, din timpul înfloririi plantelor de mai, tinerii care au primit mărțișoare la 1 martie căutau un păducel mai înalt, de ramurile căruia agățau mărțișorul cel mai drag, pentru ca în tot anul să fie frumoși ca florile, norocoși, feriți de boli și de deochi. Efectul ocrotitor se va păstra până în primăvara următoare, prin firul bicolor al mărțișorului, care ar fi fost tors de Baba Dochia, în timp ce urca cu oile la munte. Medicina tradițională de la noi folosește preparatele din păducel la peste 50 de afecțiuni maladive, în principal la cele cardiace și nervoase. Izvoarele de sănătate își au originea în primele zile ale lunii mai, când păducelul, un arbust spinos și uscățiv, înflorește. De la plantă se utilizează în scopuri terapeutice florile, frunzele și fructele. Florile se culeg manual, împreună cu frunzele în buchete, la începutul înfloririi, pe timp însorit, după ce s-a ridicat roua, între orele 11 și 15. Se transportă în săculeți de pânză și se usucă la umbră, în strat subțire, cu întoarcere zilnică pentru a evita degradarea, de preferință în poduri acoperite cu tablă. Artificial se usucă la temperaturi sub 350 de grade Celsius. Fructele cărnoase, comestibile, se recoltează manual, fără peduncul, de preferat toamna, după căderea brumei, când sunt bine coapte și au culoarea roșie și gustul dulceag, ușor acru astringent, datorită conținutului de vitamina C. Fructele se deosebesc de alte fructe roșii de toamnă, prin aceea că păstrează resturile sepalelor în partea superioară. Uscarea se face la umbră, în încăperi încălzite și bine aerisite, iar artificial, la temperaturi sub 350 de grade Celsius, pentru flori și 700 de grade Celsius pentru fructe, cu ventilație continuă. Se recomandă evitarea culegerii florilor și a fructelor de la tufele situate în vecinătatea imediată a drumurilor intens circulate. Păducelul are un conținut bogat în substanțe bioactive. Puține plante conțin în organele vegetale o atât de mare diversitate de substanțe bioactive, care imprimă efecte directe asupra aparatului cardiovascular și asupra sistemului nervos. Cel mai activ este acidul crataegic, un compus triterpenic format din trei acizi organici, cratagolic, neotegolic și acantolic.
Alte proprietăți terapeutice derivă din acțiunea unor derivați flavonoidici și antocianici, diferiți acizi, ursolic, oleanolic, clorogenic, cafeic, citric și tartric, taninuri de natură catehinică și amine biogene, tiramină, amilamină, trimetilamină și feniletilamină. Parfumul florilor este dat de un ulei eteric, bogat în aldehidă anisică, cu acțiune sedativ-cardiacă, asemănătoare valerianei. De mare importanță este și conținutul în vitamine C și B și în săruri minerale. Haideți să vedem acum ce proprietăți terapeutice are păducelul. Păducelul are însușiri multiple, pe măsura conținutului foarte variat de principii active existente în flori, frunze și fructe. În primul rând, sunt luate în considerare acțiunile exercitate asupra aparatului cardiovascular, vasodilatatoare, în special la nivelul vaselor coronariene și periferice, hipotensive, brahicardizante, tonic cardiace și tonotrope, asupra miocardului, datorită compușilor flavonici. În sistemul nervos central, acționează prin efecte sedative, antispasmodice și ușor hipnotice. În plus, acționează ca bronhodilatator, febrifug și stimulator al respirației. Se pare că nu există în natură un prieten mai bun al inimii decât păducelul, care intră în rândul remediilor cu cea mai mare eficiență în prevenirea și tratarea bolilor cardiace și vasculare, mai ales dacă au la bază un substrat nervos. Dintre aceste afecțiuni pot fi menționate insuficiență cardiacă, manifestată prin miocardită, cardiopatie ischemică, dureroasă sau nedureroasă, și riscul acceselor de angină pectorală, hipertensiune arterială sau tensiune oscilantă, care sunt reglate prin îmbunătățirea vascularizației în urma vasodilatației arteriale, coronariene și periferice, tulburări de ritm cardiac cu extrasistole, palpitații, tahicardie paroxistică, aritmii, spasme vasculare și bufeuri congestive, ateroscleroză coronariană, cu blocarea sau reducerea fluxului de sânge oxigenat de la inimă spre creier, tratamentele având rolul de a îmbunătăți circulația la nivelul scoarței cerebrale și de a preveni accidentele cerebrale, nevroze cardiace și stări de excitabilitate cu aritmie perceptibilă. În toate aceste boli cardiovasculare, efectele benefice ale tratamentelor cu preparate din păducel sunt recunoscute de toți medicii terapeuți care apreciază acțiunea stimulatoare asupra activității inimii bolnave și întărirea forței de contracție, mai ales după sechele post-infarct. În bolile cardiace degenerative se inhibă pătrunderea ionilor de calciu în celulele miocardice și se reia nutriția optimă a mușchiului cardiac. Un tratament bine condus are un rol esențial în calmarea sistemului nervos, intervenind în stări de nervozitate și distonii neurovegetative, spaime, atacuri de panică, amețeli, migrene, țiuituri în urechi, emotivitate excesivă la persoane cu labilitate psihică, sensibile, irascibile și permanent agitate, insomnii, dureri de cap, oboseală, stări de anxietate și depresie psihică, agresivitate și tulburări de comportament la copii impulsivi, cu tendințe spre bătăi, distrugeri, țipete și violență verbală. S-a constatat că păducelul are un rol important în oxigenarea și hrănirea celulelor nervoase, mărind capacitatea de apărare a organismului. Păducelul combate și tulburările de pubertate. De multă vreme au fost constatate acțiunile favorabile în prevenirea și combaterea tulburărilor de pubertate și de menopauză cu bufeuri, insomnii sau stări de nervozitate și neliniște la femei.
Alte efecte au fost evidențiate în reducerea colesterolului, în unele afecțiuni digestive, diaree, dizenterie, dispepsii, litiază biliară, iar în uz extern, contra unor boli de piele, precum panarițiu, lichen, bătături, mâncărimii pe tălpi și între degetele picioarelor. Așa cum spuneam, păducelul mai este numit laptele bătrânilor. La persoanele de vârstă înaintată, păducelul este cel mai bun remediu în fazele de degenerare a cordului. Previne alterarea capacității mentale specifică senilității, îndepărtează depresiile psihice și simptomele bolii Alzheimer. Crește cu 40% capacitatea de efort fizic și intelectual. Respirația este mai bine reglată, iar inima are o rezistență sporită la solicitările îndelungate și la stresul cotidian. Haideți să vedem acum preparate cu păducel. Tinctura de păducel. Extractele de păducel obținute în alcool, macerate, vin și siropuri sunt apreciate ca cele mai eficiente medicamente de origine vegetală pentru dereglările cardiovasculare și ale sistemului nervos. Tinctura de păducel se prepară din 20 de grame de flori, frunze sau fructe uscate, care se mărunțesc într-un mojar sau se macină și se pun la macerat în 100 de ml de alcool de 600 timp de 10 zile, într-un borcan închis ermetic. Se strecoară prin tifon în sticluțe închise la culoare. În cantitate mai mare se iau 10 linguri de plantă uscată la 500 ml de alcool, care se macerează 14 zile. Se consumă intern câte 10-15 picături, diluate în 50 de ml de apă de 3 ori pe zi, cu 30 de minute înainte de mesele principale, în cure de 3 săptămâni pe lună. Tratamentele cu tinctură de păducel pot avea efecte remarcabile, preventive și curative, în primul rând în bolile de inimă și de circulație sanguină, cum ar fi cardiopatia ischemică, angina pectorală, hipertensiune arterială, nevroze și aritmii cardiace, adică palpitații, extrasistole de orice natură, tahicardie paroxistică, dar și edeme cardiace cu umflarea picioarelor și mâinilor, ca urmare a acțiunii vasodilatatoare, generale și coronariene și de irigare normală a creierului și inimii, prevenind infarctul și favorizând activitatea continuă a mușchiului cardiac. La crizele de angină pectorală, manifestate prin dureri acute în zona inimii sau ca o gheară spre umărul stâng, bolnavul va fi întins la orizontală, în repaus absolut și cu capul mai sus, fără masaje sau gimnastică respiratorie, și va lua înghițituri rare de tinctură. În combaterea hipertensiunii arteriale, cura cu tinctură de păducel, eventual asociată cu tinctură de talpa gâștei, se face în paralel cu o alimentație vegetariană, cu multe crudități, săracă în sare și fără condimente iuți. Tinctura de păducel este benefică și în combaterea stărilor de nervozitate, emotivitate excesivă, la epuizarea fizică sau psihică a organismului și în stare de oboseală, amnezie, tetanie și anxietate, provocând un somn liniștitor. Se poate sublinia că tinctura de păducel se asociază bine cu tinctura de valeriană, în părți egale, din care se iau câte 50 de picături de 3 ori pe zi, înainte de mese, cu efecte deosebite în bolile de inimă și de nervi. Luată în doze de 3-4 lingurițe pe zi, în cure de câte o lună, tinctura de păducel are efecte excepționale în oprirea tulburărilor de menopauză, mai ales când se asociază cu dieta lacto-vegetariană cu multe crudități. Infuzia de păducel combate palpitațiile. Infuzia de păducel, care se obține din flori, frunze sau fructe, se prepară dintr-o linguriță de plantă uscată la 250 de ml de apă clocotită. Se infuzează acoperit timp de 15 minute. Se strecoară și se beau 2-3 ceaiuri neîndulcite pe zi.
fracționate în mai multe reprize, înainte de mesele principale, în cure de 2-4 luni. Efectele consumului de infuzie sunt constatate imediat în prevenirea și combaterea suferințelor cardiovasculare, palpitații, hipertensiune, angină pectorală, mai ales la persoanele de vârsta a treia. Calmează și stabilizează stările nevrotice, alungă gândurile stresante, atacurile de panică, emoțiile și starea de anxietate cuplată cu depresia psihică. După consum, se produce un somn fără coșmaruri, iar la femei se elimină tulburările de menopauză. La persoane cu varice pronunțate la picioare, este indicat să bea zilnic un litru de infuzie din florii de păducel, în care s-a macerat timp de minim o oră coaja de la o lămâie, într-o cură de 5 luni. Pentru a avea efecte sporite, infuzia de păducel se asociază cu valeriana sau cu talpa gâștei, iar pentru a căpăta un gust plăcut, se adaugă o cantitate mică dintr-o plantă aromatică, precum tei, mentă, busuioc sau lavandă. Decoctul este indicat în enterocolită. Decoctul de păducel se prepară prin macerarea fructelor zdrobite, 100 de grame, în 200 ml de apă rece. După 12 ore se fierbe 5 minute, se infuzează acoperit 15 minute, se strecoară și se beau câte 2 căni pe zi, având efecte cardiotonice sau în tratarea enterocolitelor, a enteritei și a unor infecții genitale, precum leucorea. Un decoct cu mare eficiență în combaterea tulburărilor cardiace de origine nervoasă se obține dintr-un amestec de flori și frunze de păducel, 1,5 părți, talpa gâștei, 4,5 părți, rădăcinii de valeriană, 1,5 părți, florii de tei, 1,5 părți și frunze de mentă, 0,5 părți, din care se beau câte 2 pahare pe zi. Extern se utilizează sub formă de comprese sau cataplasme în bolii de piele sau la spălatul feței pentru curățirea și netezirea tenului. Siropul de păducel este un calmant excepțional pentru copii și adulți. Siropul de păducel se prepară într-un borcan de sticlă cu capac, în care se pun alternativ un strat de flori proaspete și tocate mărunt și un strat de miere de albine până la umplerea borcanului, ultimul fiind stratul de aproximativ 2 cm de miere. Borcanul se închide ermetic și se păstrează la întuneric și răcoare 4-5 săptămâni, după care se strecoară în sticluțe închise la culoare. Se ia câte o lingură de 4 ori pe zi, în cure de lungă durată, având efecte excelente de tonic cardiac, calmant al sistemului nervos central și al stării psihologice, cu reducerea impulsurilor agresive ale copiilor și adulților. Pulberea de păducel se prepară din flori uscate, măcinate fin, din care se ia câte o linguriță de 3 ori pe zi, pe stomacul gol, înghițind puțină apă, într-o cură de 3 luni. Acest tratament favorizează vascularizarea mușchiului cardiac, calibrarea vaselor de sânge, care alimentează inima, elimină sechelele post-infarct și stabilizează valorile tensiunii arteriale. De asemenea, poate reduce cu 40% nivelul colesterolului din sânge, având acțiuni pozitive și în tratarea arteritelor obliterante. La final vă mai spun că medicii ne sfătuiesc să fim totuși precauți. O cură cu ceai de păducel trebuie făcută sub supravegherea unui specialist. Nu beți ceai de păducel dacă urmați un tratament cu medicamente pentru scăderea tensiunii arteriale, fără a consulta medicul, deoarece acest ceai poate crește activitatea acestor medicamente. De asemenea, tinctura de păducel nu este recomandată în cazul ulcerului gastric, dar este un remediu bun pentru tratarea afecțiunilor cardiace, având un efect ușor coronarodilatator și totodată stabilizează și hipertensiunea, așa cum am văzut.
Ceaiul de păducel ajută și tratează tulburările de menopauză și stările proaste ale organismului, precum agitația, starea de oboseală, nervozitatea și anxietatea. Trebuie să reținem că ceaiul de păducel dilată vasele de sânge și relaxează mușchii. Este folosit în mod uzual pentru a trata afecțiunile cardiovasculare, chiar dacă activii prezenți în plantă îi oferă un miros neplăcut și un gust amar. Mecanismul de acțiune se bazează pe conținutul în antioxidanți al păducelului, care relaxează mușchii netezi ai inimii și dilată vasele de sânge, scăzând astfel presiunea și permițând creșterea fluxului sanguin. Următoarele afecțiuni care beneficiază de deschiderea vaselor sanguine sunt angina, ateroscleroza, insuficiența cardiacă congestivă și hipertensiunea. În plus, ceaiul de păducel crește puterea și frecvența contracțiilor cardiace, spun medicii. Cereți sfatul medicului înainte de a începe o cură cu ceai de păducel. Specialiștii avertizează pacienții să nu înceapă o cură cu ceai de păducel decât sub supraveghere medicală. Reacțiile adverse ale acestui ceai nu sunt frecvente, însă sunt câteva contraindicații importante. Dacă beți ceai de păducel și aveți mai multe simptome decât de obicei, în timp ce mergeți sau faceți efort, este bine să consultați medicul. O doză prea mare de păducel poate scădea tensiunea arterială și poate cauza hipotensiune și pot apărea simptome ca amețeală și leșin. O doză prea mare de păducel poate cauza și bătăi neregulate ale inimii. De asemenea, nu este recomandat nici femeilor pentru că poate scădea tonusul musculaturii uterine, afectând astfel sarcina. Nici la copii nu este indicat ceaiul de păducel, spun medicii. Alergicii trebuie să fie și ei atenți. Dacă sunteți alergici la orice plantă din familia rozacea, trandafiri, căpșune, pere, caise, mere sau vișine, este posibil să aveți reacții negative la păducel. Păducelul este contraindicat atunci când se administrează orice tip de medicamente, pentru că poate să crească activitatea digoxinei, folosită pentru aritmie, a beta-blocantelor sau blocante ale canalelor de calciu, folosite pentru dilatarea vaselor de sânge sau pentru reducerea tensiunii arteriale, sau a antidepresivelor. Păducelul are proprietatea de a subția sângele, așa că dacă luați medicamente anticoagulante sau antiplachetare, adresați-vă medicului înainte de a începe să beți ceai de păducel. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Pe curând!